Ce s-a întâmplat de fapt? N-a reușit să ducă la bun sfârșit procedura de achiziție pentru alimentele necesare susținerii activității școlare, care a determinat și determină în continuare abandonul școlar. Să nu uitați faptul că până acum mare parte din copiii de la sate se duceau la școală pentru acel corn, acel pahar cu lapte și fructa pe care trebuia să o primească de la statul român. Doar dacă ai citit legea undeva într-o crâșmă și nu ți-ai dat seama. Nu pot să spun decât mare rușine. Toată lumea luptă ca să meargă treaba înainte în educația și așa precară din România, dar Consiliul Județean nu găsește oportun acest lucru. Domnule primar, lasă copilăriile și hai să facem treabă pentru județ și proiecte pentru județ. Ce s-a întâmplat de fapt? N-a reușit să ducă la bun sfârșit procedura de achiziție pentru alimentele necesare susținerii activității școlare, care a determinat și determină în continuare abandonul școlar. Să nu uitați faptul că până acum mare parte din copiii de la sate se duceau la școală pentru acel corn, acel pahar cu lapte și fructa pe care trebuia să o primească de la statul român. Nu pot să spun decât mare rușine. Toată lumea luptă ca să meargă treaba înainte în educația și așa precară din România, dar Consiliul Județean nu găsește oportun acest lucru. Școala începe pe 11 septembrie. În următoarele aproape două săptămâni se transmite hotărârea Consiliului Județean votată pe 19, dar probabil la noi a ajuns pe 20 și la celelalte comune, nu știu. Exact, da, posibil în aceeași zi, pentru a demara procedurile de achiziții. Dar procedurile de achiziții nu puteau fi duse la îndeplinire pentru că acest program prin lege se urmărește de către Consiliile Județene și scrie negru pe alb și ni s-a comunicat și nouă de la București sau de către Consiliile Locale ale Municipiului București și punct. S-a tergiversat acest lucru până pe data de 2 noiembrie, adică până săptămâna trecută, când putem, prin ordonanță de urgență, să îndrăznim să facem și noi această procedură. Practic, Consiliul Județean, prin președintele său, s-a cam întors în viitor, într-un fel. Adică a aplicat o hotărâre de Consiliul Județean total ilegală, pe urmă a încercat să dragă busuia cu pentru ordonanță de urgență. Nu se fac lucrurile astea. De la începutul școlii, elevii nu mai beneficiază de corn și lapte. Consiliul Județean a găsit vinovat în situația asta. Dumneavoastră... Consiliul Județean a respectat legea 55 și ordonanța 13 din august 2018. Ar trebui și trebuia Consiliul Locale, OAT-urile din județ și Primăria Municipiului Iași să lanseze licitațiile pentru a aproviziona cu lapte, corn și fructe în școli și, din păcate, am înțeles că abia săptămâna trecută primăria Iași a lansat licitația. În 3 luni de zile să nu lansezi o licitație, doar dacă ai citit legea undeva într-o crâșmă și nu ți-ai dat seama. Domnule primar, lasă copilăriile și hai să facem treabă pentru județ și proiecte pentru județ.